cu ciuperci foarte bună. Da, sărmâna. Am n-apucat. Ce-i, dragă? Ce, mă? Ce? Sunt bogat! Nu știi, mă, pe metrele. Nu, 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 nu. Mă, tu să le dici nu, 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 Robi. Așteptă. Mulțumesc, Doamne. Alo, Daru, mică. Ce-ai făcut, mă? Bă, să mă spun că stai. Robica, să mă spun. Robica, să mor tu, mă! Stai așa să-l spun și pe tine ușa, mă! Robica! Hai, fă, răspunde, fă! V-am rugat să nu răspundeți la telefon. E a treia oară când sună. Îi dau reject. Puneți-l pe bord. Mai bine îl pun pe silențios. Ok. Înainte să plecăm, vă rog frumos să ne asigurăm că avem centura pusă și că am verificat oglinzile. Văd că centura o aveți. V-ați uitat în oglinzi? M-am uitat. Ok. Și? E bine? E ok. Am aici un mic coș și... Oricât de mult de fond de ten aș da, se vede. Domnișoară, e ca o umflătură mică. E bine în sensul, se vede bine în spate? Băgați cheia în contact. De care contact? Sexual, contactul mașinii, domnișoară. Unde e? Aici. Și cheia? La dumneavoastră în mână. A, da, chiar. Era să plec dezbrăcat în casă de fericire, iubirea mea. Unde-i biletul? Poftim? Unde am pus biletul? Unde ai pus biletul? Nu când am venit, ce-am făcut cu biletul? Trebuie să fie în casă, dracu, n-a venit să-l ia. Robi! Unde ai pierdut biletul? Da unde dracu să știu unde am pierdut biletul? Dacă știam unde îl pierd, nu-l mai pierdeam! Caută în dicționar, asta înseamnă a pierde. Nu mai știu unde stafă. Dacă ai ști unde stafă, nu l-aș mai fi pierdut. Lasă-mă... Băi, Robi, te rog frumos, calmează-te puțin, iubire. Știu, răfăți traseul. Ce ai făcut după ce ai plecat de la loto? Tot. Zi. M-am oprit la un mega imaj și mi-am luat un pachet de țigări. M-am luat-o pe lângă pa cu Igore. M-am dus... Am intrat la metrou la Titan, mi-a ieșit la Dristor, m-am oprit la Alexandra. La care? Nici o Alexandra, vreau să văd dacă ești atent la mine. Băi, ce miștouri! Băi, Robi, pune mâna pe telefon și sună-i pe ăștia să vină cu acest să ne ajute. Aulă, măicuță mea. Vai, Doamne. Aulă, măicuță mea. Loturi. Ce loturi, mă, loturi de pământ? Loturile lui Caragiale, dragă. Un nostru care e sincerul sfinte, să se numele tău fie împărăția să facă... Aoleu, Robica, pula mea, și***a. Da. Ce? Să mor tu. Bă, vorbești serios? Veniți repede până la mine. Bă, hai, băga mea, și... Hai, că o sun pe Renata. Hai. Hai, prințesă, răspunde-mă. Domnișoară, mi se pare de bun simț să vă închideți telefonul în timpul interviului de angajare. Ok, dau reject. Nu, ar fi bine să-l închideți totuși. Mai bine îl pun pe silent. Da, mă rog. Din CV-ul dumneavoastră nu am înțeles exact în ce domeniu ați lucrat după ce ați venit din Republica Moldova. Modeling. Ah, modeling. Adică fotomodel, nu? Nu. Vreau să zic manichin de prezentare. De... Nu.
Ah, înțeleg atunci ce fel de modeling, adică chiar nu îmi dau seama în ce a constat modelingul. La o grădiniță. Modelam plastilină pentru niște copii. Am înțeles, da. Da. Nu cred că aveți umor, dar mă rog, în fine. Totuși să revenim la această carieră de modeling. Ați reușit să aveți ceva realizări, adică ați obținut ceva cu această activitate de modeling. Da. Bun, bravo, ce? Am câștigat un concurs de frumusețe. La mine acasă, în Basarabia. Concurs de Miss, adică să înțeleg... Da. Adică, ce fel de Miss? Dacă că să trec aici, în CV. Unul organizat în comuna Irupe, raionul Bălți. A fost Miss Irupe. N-am... Ați fost Miss? Miss Irupe? Mi se rupe. Am înțeles. Da. Îmi dau seama că nu luați în serios acest interviu și cred că altcineva o să obțină postul și o să beneficieze de salariul de 1400 de lei pe lună. Cât? 1400 de lei net. Da, aveți dreptate. Cred că altcineva merită așa pedeapsă, nu eu. Mereu o să mor. Nu o să mor, iubirea, ți-a crescut un pic tensiunea. Vine medicul acum și... Și m-a luat! E sub televizor! Ce? Ce, une? Îmi praf de două degete să mor. Ia uite, mă, Twitter, familia ta să trăiesc. Alo, da! Mi-ai mă șvitan? Sărut, mână! Am și un băiat care a uitat sau, mă rog, a pierdut un bilet de la 6.49 de duminica asta, câștigător la categoria 1. 6 milioane de euro! Ce faci, mă, băbitocule, așa să sună, mă, tâmpitule? Dar cum să păi dacă îi spui că e câștigător la telefon și îl gătește, ți-l mai dă înapoi creier, dar nu sună la ușă, încetați! E salvarea. Am găsit! Ce? Un bon de la OMV, de la benzină, îl poate vă trebuie. Păi, ce trebuie la poliția ta? Basarabia, România, bubule. A venit medicul. A venit medicul? Da. Nu pot să-l primesc că sunt bolnav, spune că-l sun eu când mă simt mai bine. Ce s-a întâmplat? Mai rău. Un șoc, am pățit un necaz. Dă-te-mi imediat. Aoleu, mi-am uitat rețetarul în salvare. Du-te și adu-mi-l, vezi că e haina mea. Haina! Haina! Ce-i, mă? Firă, și fac dracu, exact acolo și l-am căutat. Ce? Sacul meu, mă. La care am fost când am luat biletul, sacul la portul Blăbarin, unde e? L-am dat. Cui? L-a curățat. Păi și nu l-ai căutat în buzunare? Ba da, l-am căutat. Nu era nimic. Nu era pe dracu. Unde l-ai dat la curățat? La curățătorie, unde? Păi normal că nu la bordel, la care curățătorie te întreb? La curățătoria aia la care merge mereu, Robi! Hai, du-ți mă cu mine. Hai, mă! Mersi că te grăbești, Doriane. Hai, mă, liniștit, hai. Se întâmplă exact ca în două loturi, eu nu pot să cred. Am fost dracu că le caut eu. Ziceți că le căutați în buzunare înainte să le duceți acolo și la spălătorie. Da, domnule. Și dacă găsiți ceva, ce faceți? Păi dacă găsim acte, hârtii, bani, chei, le punem într-o pungă pe care o sigilăm și o înapoiem odată cu hainele. Dacă găsim gunoaie și șervețele folosite, le aruncăm. Păi și nu e posibil să fi găsit un bilet?